Bună ziua, bine ați venit, vă spun și eu. Aici suntem la a doua mea casă, în Dobrogea, în ferma Zavalu, în apropiere de Cernavoda, județul Constanța. Numele meu este Vonica Maniu, sunt din Poiana Sibiului, județul Sibiu, și locuiesc în Poiana Sibiului și totdeauna îmi place să precizez acest amănunt, acest detaliu, că fac agricultură aici în Dobrogea, adică sunt un exemplu mai atipic. În prima parte a vieții, să spun așa, mai mult zootehnie, că în domeniul ăsta m-am născut, fiind din mărginimea Sibiului, știți și noastră că acolo preponderent este ocupația de bază creșterea oilor. Și de 10-12 ani, fiind aici în Dobrogea, am dezvoltat o activitate de cultură mare. Am început cu un proiect să apar pe ghițul utilaje. Am considerat la momentul acela că m-aș putea dezvolta mult mai bine pe partea de cultură mare, aici fiind și terenuri agricole. În momentul când e nevoie de o investiție foarte mare, așa cum a fost cazul meu de terenuri sau de proiectul acesta de investiții, să știi că ai pe ce te baza. Da, cu ce am lucrat și pot să spun că am lucrat destul de bine. Ca un partener. Ca un partener, da. A fost banca care a luat în considerare ca garanție doar terenurile agricole, în vremea când alte bănci nu le luau în considerare, nu le considerau garanții viabile. CECU a fost banca, una dintre băncile care a înțeles mai devreme și mai bine nevoile fermierilor și au avut o politică mai aplicată asupra activității pe care noi o desfășurăm. Agricultura este un domeniu în care niciodată nu poți să spui că știi totul. Pe cine a prins microbul ăsta de agricultură, nu o să-l mai lase până la sfârșitul vieții. Deci e un domeniu de care dacă te îndrăgostești și apoi să înțelegi, nu te mai poți desface. Pentru că vorbim de agricultură, vorbim de culturi, vorbim de organisme vii.